și jocu. Vezi copcilă de la codru, și mândru-i satul și lumea. La joc duminica, dar este jocul care-mi place. Când se prind cu tăță joace, când se prind cu tăță joace, și mai batiți măi, dragul mic, cu voi puteți, cu oameni de multe părți. Sunteți pro unire? Da, da. Și dacă vreau să mă înscălesc chiar. A, copiii mei sunt tare și... Sunt undeva vreo 60% cu Rusia, adică țin regimul vechi sovietic, încă țin cu ei, sunt, cum se spune. Iar undeva vreo 40, așa cam, pentru unire. Pașapoarte românești au mai mulți. Mai mulți, sau chiar și ăștia care sunt împotriva unirii, au pașapoarte românești, nu înțeleg așa. E bătaie de joc cea mai vrem mult. Spre Europa, de joc, ne, da. Vrem spre Europa, ne facem așa, ne vrem sub piele ca șarpele. Și adică noi suntem și cu unul și cu altul. Starea dar... unionistă este în creștere? Este în creștere. Este în creștere și o să fie încă în creștere. Cred că o să fie, eu cred într-o aceasta. Unde în viitor apropiat poate și la anul. 2018. Poate și la anul. Eu spun da. Poate și la anul o să fie. Depinde cum o să ia amploare mișcarea și cum o să comporte și politicienii. Totul depinde noștri. De oameni. Da, de politicieni tot. Ei și aleg viitorul. Despre unirea Republicii Moldova cu România, și părere aveți? Ați auzit la radio atâtea spuse la radio, și la televizor. La televizor. Da. Știți din toate... Știu, bunelul meu a făcut cătănie acolo. Și părerele mele spun de acord, de ce nu? Păi lungă-i drum, gorjul lui, dai mai lung al dorului, dai mai lung al dorului, că la gorj te duci bine. Dorul n-are căpătii, foaie verde. Ce credeți? Cum așa vrei lumea și... Nu, no, dar lumea, sunteți dumneavoastră, acela. Eu vă întreb fiecare în parte, dumneavoastră personal. Nu am de părerea asta, dar îi fac cum vreau. Bine. Mai lung al dorului, dai mai lung al dorului, că la gorj te duci bine. Da, ai părerea Dumitare. Mărioară din la gorj îi băga și-n dragi pe toți, ia la ne-i capă doi zboți, și nu te iubi cu toți. Țineți neică, plata ta, mă. Țineți neică, plata ta, mă. Ce dragostea și când îl pup pe Neica, mie-mi place dragostea. Și când îl pup pe Neica, Mărițe, oi cam... Suntem în satul Bălănești, este un sat foarte unionist. Am găsit niște oameni unioniști care sunt de mult pentru unirea cu România și așteaptă aceasta foarte mult. Tinerii Moldovei au fost anul trecut. Anul acesta s-a mărit procentajul de unioniști, adică sunt foarte mulți unioniști față de anul trecut. Oamenii deja cunosc avantajele unirii, pentru că oamenii cunosc ce guvern avem noi și doresc foarte mult să ne unim, pentru că acolo nu este așa mare corupția. Și căutătura, gura și căutătura, pe mine mă mustră lumea, că te pup în toată ziua, pe mine mă mustră lumea.